Mulțumesc. Agresați și înjurați în trafic, polițiștii timișoreni au ajuns la mâna șmecherilor care nu se tem de pedeapsa aplicată de lege pentru ultraj. Numai anul acesta, 20 de polițiști au făcut plângeri penale pentru că au fost agresați în timpul serviciului. Alte 30 de plângeri așteaptă să fie soluționate de procurori încă de anul trecut. Corespondentul nostru, Larisa Popa, are avânută despre această situație. Te ascultăm, Larisa. Bun găsit, polițiștii timișoreni se plâng că uniforma nu mai este respectată, așa că de multe ori se întâmplă ca oamenii legii să fie șicanați sau să fie amenințați sau de ce nu să fie agresați de către oameni care nu au nicio treabă cu legea, așa că ajung cu ei la poliție, cer ajutorul colegilor lor, li se întocmește un dosar penal, dar mai departe dosarul nu are nicio rezolvare, asta pentru că magistrații de cele mai multe ori nu îi pedepsesc pe cei care se fac vinovați. Ar trebui să stea după gratii până la 2 ani sau chiar până la 7 ani, dar cei mai mulți dintre ei scapă cu o amendă penală de 1000 de lei. Așa se face că în Timiș au existat și anul trecut și anul acesta mai multe cazuri de polițiști amenințați. Unul dintre polițiști și-a pierdut viața anul trecut după ce mai mulți hoți surprinși de către aceștia în timp ce furau, le-au împușcat cu propriul pistol. Ultimul caz este al unui polițist care se afla împreună cu familia în timpul liber și a fost șicanat în trafic de către un individ pe care îl anchetează în mai multe dosare. Într-adevăr, i s-a făcut dosar penal pentru ultraj, dar polițistul nu crede că acest caz se va soluționa, iar că omul va rămâne după gratii.